Deznodământ tragic pentru tânărul de 19 ani înecat în apele râului Olt. Băiatul a fost dat dispărut după ce a căzut de pe un schijet și nu a mai ieșit din apă. După mai bine de 24 de ore de căutări, tânărul a fost găsit fără suflare. Scafandrii au identificat trupul neînsuflețit al acestuia și l-au adus la mal, acolo unde medicii au confirmat decesul. Tânărul s-a aventurat în apele învolburate ale râului Olt și nu a mai reușit să se întoarcă la mal. El a fost dus de curent 100 de metri în larg, de unde a fost scos după mai bine de 24 de ore de căutări disperate. Scafandrii au identificat trupul neînsuflețit al tânărului și l-au scos la mal, însă medicii nu au mai putut face nimic decât să constate decesul. Băiatul avea 19 ani și era elev în clasa 12-a la liceul cu program sportiv Slatina. El era jucător la echipa de fotbal CSM Slatina și se pregătea de balul de absolvire și de examenul de bacalaureat. A mers alături de un prieten de vârsta lui în comuna Verguleasa din județul Olt pentru a se plimba cu schijetul, însă în timpul călătoriei, cei doi s-au dezechilibrat și s-au răsturnat în apele învolburate ale râului. Adolescentul de 17 ani a fost găsit la timp și nu a suferit răni, în timp ce tânărul de 19 ani a avut un sfârșit tragic. El a fost înghițit de valuri, iar din cauza curenților puternici nu a mai reușit să se întoarcă la mal. Martorii care au asistat neputincioși la eveniment au sunat de urgență la 112, iar la fața locului au ajuns mai mulți pompieri și scafandrii care au pornit în căutarea tânărului. Operațiunile s-au întins inclusiv pe parcursul nopții, timp în care autoritățile au cercetat fiecare porțiune din râu. După o zi întreagă de căutări, băiatul de doar 19 ani a fost găsit fără suflare.